școală, deci... Funcție și de abilitățile lui, exact, și de ceea ce își dorește el, este foarte important să știți. Adică, da, este important să facem această diferență între termeni, între integrare și incluziune, pentru că deja înseamnă o schimbare de mentalitate a comunității, a celor care lucrează cu acești copii. Deja un stigmat e, din, da, nefericire, din nefericire. Da. Dacă ne oprim numai la integrare, atunci acel copil nu va fi acceptat. Dacă acel copil nu îl punem să realizeze ceva alături de cel normal, copilul care este normal încă nu va avea acel sentiment, acea mentalitate că și copilul de alături este un copil, că și el trebuie acceptat la fel. Și atunci nu am schimbat o mentalitate, nu am realizat pasul cel mai important, de a ne accepta pe fiecare dintre noi cu calități și defecte, cu probleme fizice, mentale, pentru că suntem o comunitate. Este lucrul cel chiar, chiar aici imaginele sunt relevante. Nu trebuie să vorbesc eu mai mult. Problema este în felul următor. Eu ca și terapeut, din punct de vedere logopedic, dacă nu empatizez cu cel din fața mea, pentru mine acest lucru nu există. Adică, în momentul în care am empatizat, automat lucrez cu el. Și puteți să vedeți dragostea și afecțiunea unui copil normal, dacă putem numi așa, cu doi copii că cu sindromul Down în aceeași grup. Eu tot timpul așa am lucrat. Pentru că altfel interacționează, da? Altfel își transmit anumite sentimente. Eu lucrez foarte mult și pe partea cognitivă, nu mai pe cea logopedică. Cred eu că este foarte important. Pentru că am și eu copii și știu ce înseamnă și nepoți la rândul meu și ce înseamnă să transmiți. Și eu încerc să transmit tot binele din lume și pentru ei. Vă mulțumesc foarte mult! Down are acea deficiență fizică care este vizibilă din momentul în care se naște. Un copil care este normal din punct de vedere psihic, este perfect sănătos, are o atitudine fizică normală, îl acceptă un pic mai greu pe acela pe care îl vede din stat. Nici nu realizează dacă poate să aibă un nivel intelectual destul de ridicat, pentru că sunt copii cu sindrom Down care sunt cu malformații sau nu, cu deficit mental sau nu. Și cum am spus, tratăm pacienți și nu boli. Și atunci este cu atât mai greu pentru cel care este cu sindrom Down, pentru că stigmatul lui se vede deja pe față, din momentul în care s-a născut. Mulțumim! O rugăm pe doamna profesor Duță Elena Laura de la Colegiul Național Gheorghe Brânceanu din Bacău să ne prezintă un material Sunt liber, responsabil și civilizat. Un moment educațional antifumat. Da, mergea bine după prezentarea colegii de la UNESCO. Da. Cu exercițele fumate, de asta îi vine și acum. Da, care am prezentat. Sănătate prin educație. Încă o dată vă spun bună seara. De acum, Laura Duță, sunt profesor consilier școlar la Colegiul Gheorghe Brânceanu. Deci un proiect antifumat în Vrâncea. Se fumează în Vrâncea? Se fumează. Bineînțeles, nu în incinta. Noi, cadrele didactice, aveam o problemă că se fuma la intrarea elevilor. Exista o acceptare din partea conducerii să nu, în mod normal, în regulament, nu este voie să fumeze nici în curtea unei instituții școlare. Dar, mai de mine, ca să nu plece copiii pe partea școlii și să uită să se mai întoarcă, să se mai întoarcă, să mai aibă tendința de a fuma în grupul sanitar, așa se întâmplă când omului încerc să-i impui ceva, el mereu va încerca să încalce regula. Și aveam un disconfort, deoarece intrarea elevilor, cum se zice, era un spațiu acoperit și stăteau dezgrămadă acolo. Ceilalți elevi nefumători sau oricine care dorea să intre, să iasă, trebuia să treacă printre fumători, da? Fumau automat în mod pasiv.
Plus, exista și presiunea grupului, să spun așa, dacă cei mai cool sunt afară și fumează, eu dacă trec pe acolo și nu sunt ca ei, sunt automat catalogat drept fraier sau mai știu eu cum, da? Plus, cum este obiceiul, termin de fumat țigara și nu ți-o duci la cursul de gunoi, o duci la întâmplare. Profesorul de serviciu mereu trebuia să stea cu gura pe elevi, strângeți-vă chiștoacele și așa mai departe. Noi, un grup de... Deci nici conducerea școlii nu este fumătoare. Toate astea tolera oricum. Când noi avem elevi buni, lasă ăsta să fie cel mai mic rău. Noi, cei mai fervenți luptători ai fumatului, am mers și am vorbit cu conducerea în repetate rând, nu s-a luat nicio măsură. Atunci noi am zis așa, haideți să intrăm pe ușa din dos, să sondăm opinia elevilor în legătură cu acest aspect și să vedem care dintre ei apreciază sau cum apreciază fumatul acesta în fața intrării elevilor. Pentru că următoarea, mai era și am scris, o toleranță din partea conducerii, dar era o toleranță și din partea părinților, din elevilor din clasele a 11-a, 12-a. Dacă cei proaspăt veniți în liceu erau îngrijorați, vai de mine, copilul meu să nu se apuce de fumat, că e de pe ceilalți, când ajungeau în clasele terminale, părinții spuneau, ei, lasă, măcar să fumeze, dacă nu să nu ia pe alte drumuri. Noi am mers cu demersul nostru mai departe și m-am gândit cum să sondăm opinia elevilor. Am elaborat, am scris eu o scrisoare deschisă de la un iubitor de frumos și am dorit să vă lecturez. Faptul că liceenii din ziua de azi fumează e unul obișnuit. Nu suntem de acord cu el, dar a devenit parte din cotidian. Cei ce practică acest obicei știu că el trebuie să se desfășoare în spații special amenajate. Ce se întâmplă însă cu chiștoacele rămase în urma satisfacerii acestui viciu? Răspuns corect, rămân pe jos. Așa că în loc de zăpadă curată sau iarbă verde, la intrarea elevilor în liceu, noi avem mizerie. Cum credeți voi că ar trebui să procedeze fiecare dintre voi, astfel încât la intrarea în colegiul nostru să avem un spațiu frumos? Mai jos aveți ocazia să vă exprimați. Puteți veni cu cât mai multe sugestii, noi vom ține seama de toate. Și aveam un spațiu în care puteau să vină cu idei. Încă ceva. Fumatul pasiv vă spune ceva? Nu voi. Da. Pentru că la intrarea elevilor stau în pauze atât fumători cât și nefumători, respirând cu toții același aer viciat. Ce ar trebui făcut astfel încât nefumătorii să fie cât mai puțin afectați de fumatul pasiv? Mulțumindu-le pentru sugestii. Am centralizat răspunsurile și deci toată lumea consideră că toată lumea fumează la noi în liceu. De fapt, s-a constatat că doar 13% erau pentru ideea de fumat, de fapt, mare majoritate, 87%, s-au exprimat pentru interzicerea fumatului în spațiul școlii. Alte sugestii de ale lor au fost folosirea de țigări electronice pe perioada cursurilor, dar nici asta nu e tocmai legat, dar a fost o idee de a copiilor. Amenajarea unui spațiu special pentru fumători, departe de intrarea în liceu și dotat cu suficiente coșuri pentru colectarea chiștoacelor. Aplicarea de sancțiuni pentru cei care nu respectă atât spațiul pentru fumat, dar și aruncă resturile de țigară pe jos. Și exemplu de sancțiuni a fost prestarea de muncă în folosul școlii și dezvoltarea și îngrijirea spațiului verde. Am prezentat aceste idei într-un consiliu profesoral, iar conducerea școlii, în fața evidenței, a fost nevoită să scoată fumatul în afara spațiului și, în felul acesta, elevii s-au orientat spre una din intrări, spre cea dintre strada Lucrețiu Pătrășcanu, unde e spațiu neacoperit. Dacă plouă, trebuie să iasă cu umbrela, poate unul asta este, dacă ninge la fel. Și în felul acesta s-au constatat că numeroși fumători din liceu erau de fapt foarte puțini, pentru că acum nu prea le mai vine să meargă până acolo unui număr foarte mare de elevi să iasă la fumat. Eu vin la pauza mare și de departe, așa e că am mers vreo 20.
Și în plus, nici nu mai există tentația celor care nu s-au apucat de a adera la acest viciu, pentru că ei sunt undeva departe, ceilalți pot plimba lejer în curtea școlii, nu au de ce anume să fie influențați. Rezultatele așteptate au fost creșterea numărului de informații asupra riscurilor asociate consumului de tutun, pentru că noi am făcut și un grafic de activități cu discuții în orele de dirigenție pe această temă. Eu am o colegă, profesoară de religie, care evident aderă la această idee a noastră și organizăm diferite dezbateri pe această temă, plus 31 mai este ziua de luptă antifumat, la fel o acțiune cu această ocazie. Sensibilizarea și responsabilizarea elevilor asupra importanței adoptării unui stil de viață sănătos fără tutun, protecția ridicată a elevilor și profesorilor nefumători față de pericolul fumatului pasiv, obținerea unui număr însemnat de elevi responsabili, civilizați, care înțeleg că într-o comunitate este necesară comunicare și adoptarea unui stil comun de viață, cât și respectul față de concetățeni și creșterea spațiilor verzi curate din cadrul unității de învățământ. Ca indicator de evaluare a proiectului a fost numărul de elevi care merg în pauză la spațiu pentru fumători de la partea școlii. Noi, v-am spus, am constatat că s-a redus semnificativ. Ca impact al proiectului a fost cultivarea în rândul elevilor a deprinderilor de practică a unui stil de viață sănătos, îmbunătățirea colaborării școală-familie, cu manifestarea preocupării reale pentru sănătatea elevilor și recomandarea continuă a practicării în mediul familial a deprinderilor însușite la școală. Părinților le-a plăcut foarte mult ceea ce am făcut noi. În primul rând, prin faptul că școala a luat o atitudine față de această îngrijorare a lor, și, dar și eu am înțeles că i-am mai repetat în lectoratele cu părinții că ceea ce facem noi la școală trebuie să continue și dumnealor acasă, supraveghindu-i și ne lăsând, adică reducând această permisivitate a părinților față de anumite vici pe care le consideră mai ușoare față de altele mai grave, zic ei. Ca modalități de mediatizare am folosit afișe, fluturași, pliante, conferințe și dezbateri în cadrul liceului, prelucrarea regulamentului de ordine interioară și cam mijloace de informare pe site-ul școlii, pagina de Facebook și cu ajutorul radioului. Mulțumesc! Cred că cu acest proiect dumneavoastră ați reușit să faceți și scăderea fumatului pasiv. Care este la fel de important ca fumatul activ. Noi ne-am îngrijorat și numărul de fumători activi, dar și ceilalți. Pentru că am considerat că nu este regulă alții să sufere de pe urma viciului până la urma 20, maxim 30, plus evitarea răspândirii. Exact. Da. În general, proiectele educaționale sunt o modalitate în formă de a le forma un stil de viață sănătos, având în vedere că programele de consiliere care de dirigenție, cum le spunem noi, cum le spuneam înainte, au anumite lucruri care nu întotdeauna ating problemele, nevoile elevilor. Și atunci găsim modalități prin care să rezolvăm o serie de nevoi care le constatăm la nivelul instituției. Iar activitatea consilierului școlar este mult mai importantă în cadrul unei școli pentru a elabora și a putea promova astfel de inițiative. Mai ales în domeniul educației pentru sănătate. Da. Da. Care este extrem de vast, pentru că, practic, sănătate înseamnă cam tot ceea ce facem noi în viața de zi cu zi. Da? Și cât de mult mergem și ce topuri purtăm, referitor la nu că trebuie să stau jos, și asta este o metodă de a ne afecta starea noastră de sănătate. Nu? Și relațiile cu cei din jur, exact. La fel, da, este... Mai consider că doar alimentația face parte din stilul de viață, dar e
De fapt, nu mai multe. Alimentația este cea care o putem controla cel mai ușor. Da? Obiceiurile alimentare putem să le controlăm dacă înțeleg grupul, părinții și colectivitatea. Dar celelalte sunt mult mai greu de corectat. Da, mulțumim. Mulțumesc și eu pentru oportunitate. Natura ne aseamănă, educația ne deosebește. Îl rugăm pe George, Manea George, de la Școala Sanitară Pontificală Bacău, anul 2, asistent medical generalist. Tema articolului meu se intitulează Natura ne aseamănă, educația ne deosebește. Am lucrat la acest articol împreună cu colega mea, Simona Popescu, fiind coordonați de domnișoara Mihaela Duh. Înainte de a începe prezentarea, am să vă rog să vă așezați într-o poziție cât mai relaxantă pe scaun. Încercați. Poziții relaxante pe scaun nu există, credeți-vă. Dar o să încerc. Cum la voi fotoni. Închideți ochii. Încercați să vă goliți mintea, numărând începând cu 1 și continuați până în momentul în care simțiți că ați eliminat toate gândurile negative și simțiți că sunteți concentrați pe numărătoare. Imaginați-vă o zi însorită într-un parc, cu flori pe marginea aleii și cu zone respirate de umbră, datorită copacilor din parc. Mergeți liniștiți, este cald și simțiți cum adie vântul care vă face să vă simțiți bine. Continuați să mergeți prin parc, numărând pași. Observați liniștea, soarele care îl luminează numai bine și din când în când mai este acoperit de câte o flori subțire care lasă să treacă razele soarelui prin el. Vă rog să deschideți. Acesta a fost un exercițiu de relaxare care mă va ajuta să vă captez atenția. Nu întâmplător am aplicat această tehnică de relaxare. Orele acordate pentru studiu de un elev sunt în medie de 6-8 ore, chiar și mai mult dacă luăm în considerare temele pentru acasă. În cartea sa, numită Pedagogie, Ioan Jinga pune următoarea întrebare. Ce strategii poate folosi un profesor pentru a ajuta pe elevii săi să înțeleagă mai mult? Această întrebare ar trebui să ne adresăm cu toții, din perspectiva de profesor, părinți, elevi în cazul. Prin fenomenul său complex, educația nu ar trebui confundată cu dresajul sau îndoctrinarea. Educația nu presupune ca adolescentul să memoreze mecanic comentarii savante. A apus de mult metoda prin care profesorul insufla respectul și interesul prin frică și intimidare. Dacă privim imaginele de mai jos, putem vedea că fiecare situație are două aspecte. În prima situație, mama se adresează copilului cu următoarea frază. Dacă nu vei învăța bine, vei ajunge ca el. În cea de-a doua, dacă vei învăța bine, vei reuși să faci un viitor mai bun pentru el. Atitudinea unui elev față de școală se schimbă la fel și valorile societății. Regina Elisabeta a României afirma: prostia se zbate mereu să ajungă în primele rânduri pentru a fi observată. Prin promovarea unor exemple negative în mass media, idealurile elevilor se schimbă și nu neapărat în bine. Exemple avem multiple. Vedete de carton promovate intens la televizor, băjeții de cartier cu mașini spangloase și spancia de dorobanți pe care le știu. Petre Țuțea afirma: mi-ar fi plăcut să fiu profesor. Profesorul este fabricant de oameni. Profesorul seamănă cu un tâmplar că ia un lemn murdar din noroi, îl spală și face mobilă de rus. Dar drumul nu este așa simplu cum pare și uneori rezultatele nu sunt pe măsura așteptărilor. Metode precum brainstorming, panel, mozaic, acvariu sau fishbowl, cupului, ciorchinului, Philip 66, ai sigur nu-i vorba de barbut, tehnica SINET sau metoda pălăriilor ajută profesorul să capteze atenția elevilor pe tot parcursul orei de curs și în același timp elevul să se implice activ. Rezultat fiind acumularea informației din clasă.
Am realizat o cercetare pentru a investiga aspecte legate de metodele moderne de predare-învățare din perspectiva ei. Studiul a fost efectuat în cadrul Colegiului Grigore Antipa Bacău, Colegiul Național de Arte George Apostol Bacău și în cadrul școlii noastre, Școala Sanitară Post-Liceală Bacău. Au fost intervievați 107 elevi cu vârste cuprinse între 17 și 24 de ani. Haideți să vedem rezultatul. La întrebarea, cât de utile vi se par în viața de zi cu zi materiile învățate la școală, 28% au răspuns cam de jumătate, iar 28% la egalitate, foarte mult. Cât de eficient considerați că este modul de predare al profesorilor, 27% au răspuns cam pe jumătate și 39,3% mult. Cât de diversificate sunt metodele de predare ale profesorilor, din totalul persoanelor investigate, 26,2% au dat răspunsul puțin și 30,8% cam pe jumătate. Cât de mult vă stimulează profesorii în implicarea la oră? 27,1% au răspuns mult și 23,4% a fost cam pe jumătate și foarte mult la egalitate. Cât de mult vă stimulează profesorii în asimilarea de noi informații? 25,2% mult, iar 33,6% foarte mult. Conform statisticii noastre, aceste metode moderne de predare-învățare sunt utilizate, însă nu de toți profesorii. Noi sperăm că prin folosirea lor, viitorul adult nu va fi doar un robot plătitor de taxe, care nu își cultivă pasiunile și interesele personale. Prin noua atitudine luată, el nu va fi doar un simplu consumator și va realiza la timp că există o conexiune între activitățile de rutină pe care le desfășoară și starea sa psihică. Prin urmare, educația poate avea repercusiuni grave asupra sănătății umane. De aceea, promovăm sănătatea prin educație. Eu vă mulțumesc pentru atenție, dar înainte de a preda ștafeta, haideți să reflectăm asupra următorului citat. Oricine este un geniu, dar dacă judeci un pește după abilitățile sale de a se cățăra într-un copac, va trăi toată viața crezând că este un prost. Albert Einstein. Credeți că se aseamănă cu sistemul nostru educațional? Puteți să ne abținem. Nu prea. Foarte interesant, foarte util și cred că puteți posta și pe site-ul meu. Pentru alții, nu? Ca și materială. Poate mai citește cineva. Da. Trebuie să ne adaptăm. Asta este adevărul. Cu toții să ne adaptăm. Că suntem elevi, că suntem profesori, trebuie să ne adaptăm și să lucrăm împreună. Și, practic, până la urmă, și profesorul trebuie să își dezvolte anumite abilități de a face elevul, indiferent de nivelul lui intelectual, să perceapă informația pe care trebuie să o transmită, da? Și să rămână și cu ceva. Pentru că, la un moment dat, poți să fii un profesor foarte bun, ne explici la fel la toți, dar dacă nivelul intelectual este diferit de la un copil la altul, percepe diferit. Trebuie să ne adaptăm și noi. Și elevul. Da, și noi și elevul. Dar cred că cea mai mare adaptare ar trebui realizată din punct de vedere al mentalității, al nevoilor, exact cum spunea și domnul Cristian Andreea, ceea ce își dorește copilul, elevul, adultul, din ziua de astăzi. Iar trebuie să o recunoaștem că nu neapărat metodele și acestea își au un rol. Cred că mult mai mult ar trebui pus accentul pe conținuturile care sau pe multitudinea de informații pe care trebuie să le asimileze un elev într-un timp atât de scurt. Cred că cel mai mult asta apasă și pe umerii profesorului și pe umerii elevului. Deocamdată trebuie să o recunoaștem, programele noastre sunt încărcate. Experiența de
20 și mai spun câți ani la catedră, evoluția programelor pe care le-am văzut, mi se pare că e din ce în ce mai complicat, din ce în ce mai multă informație pe care voi trebuie să vă însușiți și cred că nu întotdeauna corespunde intereselor voastre. Cred că cea mai mare întrebare pe care trebuia să o puneți, ați spus acolo cât la sută vă este util mai târziu. Cred că mai important era cât la sută din conținuturi se pretează pentru aplicații practice. Voi aveți un avantaj, programa este făcută pentru aplicații practice, dar gândiți-vă că ați luat informații de la licee teoretice, unde nu au deloc. Și atunci situația ar fi mult mai ușoară, dacă s-ar adapta la ceea ce vă trebuie efectiv, la ceea ce s-ar preta și s-ar putea realiza practic. Realitatea este că încă avem un învățământ destul de de mult bazat pe informații și pe memorarea acestei informații. De aceea și rezultatele la numele exact. Că tot informații încerc. Iar informațiile ar trebui actualizate. Exact. Cel puțin în domeniul dumneavoastră, pentru că ați materialul respectiv făcea referire și la școlile liceale post-sanitare, bibliografia care este prezentată în curiculă, de multe ori face referire la anumite manuale, la anumite cărți care sunt extrem de vechi și medicina este într-o continuă schimbare, apar informații foarte noi pe care noi trebuie să le preluăm și s-ar părea util ca și la examene, chiar dacă primiți această informație, să o cunoașteți, pentru că de multe ori o să vă treziți când dați examene după cărți foarte vechi. Așa vi se acum, da? Când veți da examen de sfârșit de școală sau când veți da examene de angajare, pentru că aveți un statut special prin faptul că faceți o meserie, practicați o meserie și puteți oricând să găsiți un loc de muncă. În România există o lipsă foarte mare de personal medical, în special asistenți, și este extrem de important actualizarea informației. Mie mi se pare extrem de important, pe lângă toate celelalte, pentru că această curiculă de pregătire și bibliografia la care se face referire ar trebui schimbată un pic, cel puțin pe anumite domenii. Da, cred în toate domeniile noastre. Lângă că e șufoasă, se mai taie câte o oră de aici de acolo, dar nu se umblă deloc la conținuturi. Și se cuplează două discipline, eventual, și rămân aceleași conținuturi. Și, în general, normal că și elevul își pierde interesul când vede că la fiecare nu trebuie numai să-i predai, să-i predai, că trebuie să ții pas cu programul. Problema este că suntem condiționați de anumite conținuturi. Și discuțiile au fost și la nivelul învățământului post-liceal, repartiția numărului de ore, adică programele școlare uneori se schimbă ori prea repede, ori prea încet și nu se adaptează. O să îi dăm cuvântul domnului Apropire și ne... Da. Cam... De ce încheie eu să te dai? Ne încheiem secțiunea pe seara, pe această seară. Da, că e... Da. Ok, am rămas mai puțin. Oh! Trebuie să zici, mai vorbești ceva cu timpul ăsta. Ok, am și mai vorbesc până se instalează, că s-a vorbit de ateroscleroză. Dar dacă toți suntem aici la cadre medicale, ia vin puțin și mă introduc partea mea de kinetoterapie.
Ok, știm că are răspăr roză, da, este, da, are ingestia de un mod special de țesut, de grăsimi, da, grăsimi de obicei, da, hidrogenate. Dar problema este felul următor. De ce se prinde nervoas? Aici este. Da? Vă din cauza acidului. Exact. Asupăm gaura din gard. Este un balsament. Colesterol. E bun colesterol. Ok. Asta vreau să zic, da? În primul rând și în primul rând că văd că din nou lumea medicală vine și zice stați puțin că de fapt colesterolul nici măcar nu rău. Apropo de actualizare, da. Și totuși, da, accidentele vasculare, da, sunt în explozie și la noi în România. A dovadă că tratăm foarte mulți pacienți cu accidente vasculare, infarctul de miocard, a tot felul de probleme pulmonare. Ok. Înseamnă că iar mai este ceva. Și ne introducem din nou, termin cu asta și apoi mă apuc de lucrare, dacă tot m-am apucat să vorbesc. Îți vorbesc și ce mă vorbesc. Da? Ne întoarcem din nou la lipsa de mișcare. Da? Ce se întâmplă, trebuie să înțelegem ce se întâmplă cu vasul nostru de sânge în momentul în care noi ne mișcăm. Și nu vă gândiți la cine știe ce eforturi acum, da? Cine știe ce sporturi din altă performanță. Vorbim doar de mers. Da? În momentul în care mergem, fiecare vas de al nostru de sânge este tras de mușchi și fascii. Asta se întâmplă cu vasul meu de sânge. Asta se întâmplă în momentul în care noi mergem. Doar mergem. Nu mai pun alte eforturi. Acest joc, da, al vasului meu de sânge scoțând din, da, din schemă pulsul, da, frecvența cardiacă și pulsația pulsului, nu-mi dă mie voie, da, să se lipească, da, acel strat de aterom de vasul meu de sânge. Da? Și cu asta am încheiat ca să trec. Am fost lăsat tuturor de înainte, da, ca să zic și titlul, da? Beneficiile antrenamentului aerob, da, asupra aparatului cardiovascular și respirator. S-a vorbit foarte mult despre alimentație, s-a vorbit foarte mult despre mișcare și despre mișcare la acest simpozion. Avem o imagine. Care este ce mai frecventă și mai mult asigur la doamna doctor la serviciul de ambulanță, Bacău, poate să ne zic că se confruntă cu o grămadă de cazuri, da? De atacuri ischemice, infarctul de miocard, până la urmă chiar și decesii cauzate de boli cardiovasculare, am să trebuie să dai mai departe. Ok, vorbim despre mișcare. Această prezentare m-am legat, dacă aș putea să zic așa, doar de două sisteme din corp, da? Cardiovascular și respirator și o să trec mai departe ca să nu mai rețineți. Modificările tardive sau de antrenament asupra aparatului cardiovascular. Deci, practicarea îndelungată a exercițiilor fizice produce în mod lent modificări morfologice și funcționale asupra aparatului cardiovascular. Aceste modificări se datorează nevoilor mereu crescânde impuse de efortul fizic, dacă acesta este judicios efectuat ca durată și intensitate, realizând o bună adaptare la efort și o mărire a capacității de lucru. Pentru că toți vom fi nevoiți la un anumit moment dat în viața noastră să facem și un efort. Din păcate, pe foarte mulți care nu sunt antrenați acel efort, făcând într-un anumit moment dat al vieții, da, poate să ducă la imaginea tristă de mai înainte. Mergem mai departe să vedem care sunt. Da? Le menționează, sunt foarte importante. Da? Și vorbim despre hipertrofia miocardului. Efortul fizic repetat timp îndelungat produce la nivelul inimii o adaptare de durată ce se manifestă prin hipertrofia miocardului sau acel celebru cord atletic. Ce constă într-o modificare a cordului, cât și a vaselor de sânge, da, coronariene. La sportivi, da, dau ca exemplu, nu trebuie să fim toți sportivi acum de performanță, dar la sportivi inima se hipertrofiază și ajunge la o greutate de 500 de grame. Iar la neantrenați, 300 de grame. Hipertrofia miocardului nu se realizează prin creșterea numărului fibrelor musculare, ci prin creșterea diametrelor, da, fibrelor musculare. Te rog să dai mai departe. Să vedem cum ne crește, da, și cum se hipertrofiază miocardul nostru, da, se manifestă prin creșterea masei miocardului și în special a ventriculului stâng, mărirea diametrelor cavităților ventriculare și în special a ventriculului stâng,
creșterea volumului telediastolic și creșterea pereților ventricului stâng și a septului interventricular. Să vedem ce zic cercetările din acest domeniu. Au stabilit că eforturile de lungă durată modifică mai mult cavitățile inimii, în timp ce efortul static produce hipertrofie de sept și a pereților inimii. S-a demonstrat că antrenamentul joacă un rol în dezvoltarea calibrului trunchiului coronar stâng și a segmentelor proximale ale coronarei drepte, interventricularei anterioare și circumflexei. Da? Știm că și la noi în România suntem aproape de primul loc, da, la boli cardiovasculare și mai ales afectări, da, ale vaselor de sânge coronarie. Frecvența cardiacă, să vedem ce se întâmplă cu ea, prezintă valori scăzute în repaus la antrenați, vreme îndelungată, deci acea bradicardie. În acest tip de bradicardie, pauza dintre sistole este mai lungă. Și, în consecință, miocardul se va relaxa mai mult. Bradicardia de antrenament este cu atât mai pronunțată cu cât vechimea antrenamentului aerob este mai mare. Să vedem exact ce se întâmplă, da? O frecvență cardiacă scăzută, asociată cu un volum sistolic mărit, este dovada unui sistem foarte important, da? Cardiovascular eficient. Astfel, un subiect antrenat cu un debit cardiac în efort de 20 de litri pe minut are o frecvență cardiacă de 135 de bătăi pe minut. În timp ce un subiect sedentar, având același debit cardiac de 20 de litri pe minut, are o frecvență cardiacă mult mai mare, de 167 de bătăi pe minut. Asta înseamnă o oboseală continuă a inimii. Volumul sistolic. În repaus, la antrenație, este de 100-120 de mililitri pe bătaie, față de 60-80 mililitri pe bătaie la neantrenați. Foarte important, da? Că valorile maxime fiind la femeile antrenate de 100-120 mililitri pe bătaie, iar la antrenați 180-200 de mililitri pe bătaie. Volumul sistolic de repaus, mai mare la antrenați, se explică prin mărirea cavităților ventriculare și prin creșterea contractibilității miocardului. Creșterea contractibilității miocardului după Guiton, da, în 1988 a declarat acest lucru, se datorează activității atepazice crescute în mușchiul cardiac și în cavități, cantități mai mari de calciu extracelular, care ameliorează interacția elementelor contractile. Am să te dai mai departe. Foarte important, da? Îmbunătățirile întoarcerii venoase, dacă discutam și despre asta să se leagă puțin, datorate unei mase musculare mărite și a rolului de pompă, cel îl exercită asupra circulației venoase, face să crească volumul telediastolic, efectuându-se o umplere completă a atriilor cu sânge. Plecăm, fac o mică pauză ca să introduc altceva. Da? Știm că inima noastră nu poate să extragă, da, sângele tocmai de la nivelul gambelor. Înseamnă că mai am nevoie de încă ceva. Și mai avem nevoie de ce? De o a doua inimă. Care se mai numește și se mai numește mușchii gambei. Da? Însă vă rog să țineți minte și merg mai departe. În mod cert, numai un program de antrenament intensiv și de durată duce la astfel de adaptări ale inimii. Dacă bradicardia se instalează după câteva luni de antrenament, mărirea volumului sistolic se realizează după ani de antrenament. Am să te rog să dai mai departe. Debitul cardiac. Și aici o valoare foarte importantă, da? După Donald Matthew și Edward Fox, în repaus, atât la antrenați cât și la neantrenați, este în medie de 5-6 litri pe minut. Debitul cardiac în efort la neantrenați poate atinge valori de 20-25 litri pe minut și 35-45 litri pe minut la antrenați ce depun eforturi de rezistență. Coeficientul de utilizare a oxigenului crește la cei care practică exercițiu fizic, aerobic, comparativ cu cei sedentari, prin îmbunătățirea condițiilor de schimb de la nivel tisular. Da? Numărul de capilare se mărește și se creează o suprafață mai mare de contact între sânge și țesutul muscular. Fără oxigen, nu există viață. Cum putem să cerem, da, celulelor noastre, ne întoarcem la nivel celular,
și să-i cerem să trăiască, să multiplice și să fie sănătoase, atâta timp cât la ele nu ajunge oxigen. Da? De aceea rolul, da, exercițiului fizic, tocmai am constatat că e prezentarea cea nu avea și una mai spune. Ok, te rog să dai mai departe. Da? Tensiunea arterială nu diferă prea mult la antrenați față de neantrenați. Așa am impus să notez. Modificările de antrenament ale tensiunii se referă în special la tensiunea sistolică care poate coborî la 100-110 ml coloană de mercur în repaus. Important, toate modificările de antrenament ale sistemului cardiovascular, odată cu întreruperea practicării exercițiilor fizic, se șterle așa cum s-a instalat. Te rog mai departe. Mai departe mergem la acele modificări, da, de antrenament asupra aparatului respirator. Practica îndelungată a efortului aerob duce la adaptări la nivelul respirației reprezentate de modificări ce dau relația asupra gradului de antrenament. Aceste modificări se referă la frecvența respiratorie, amplitudinea mișcărilor respiratorie, consumul de oxigen și capacitatea vitală. Am să te rog să dai mai departe. Aici, ce trebuie să avem în vedere, da? Deci frecvența respiratorie în repaus. La cei antrenați are valori mai scăzute. Bradipneie. Din nou, asta înseamnă o eficiență, da, a aparatului meu, că sunt intercorelate cardiovascular și respirator. Da? Deci, practic, bradipneia antrenanților cu valori de 10-12 respirații pe minut se explică prin dezvoltarea a musculaturii respiratorii și mărirea elasticității toraco-lombare. S-a discutat despre scoliozii. Toraco-pulmonare, da. Mă scuzați, da. Am vorbit despre, s-a vorbit aici despre scoliozii, cifozii și așa mai departe, de viață, de vertebre, vă dați seama cam cât elasticitate se poate pierde din, da, indicele pulmonare. Amplitudinea mișcării respiratorii. Evidentă prin creșterea volumului curent la 700-800 ml față de 500 ml la neantrenați, se explică clar prin dezvoltarea mușchilor respiratorii. Raportul dintre inspirație și expirație este de 1:2 față de 1:1 sau 1:1,5 la neantrenați. Mergem mai departe. Debitul respirator rămâne nemodificat în repaus, ca și la cei neantrenați, 8 litri pe minut. Însă, da, în efort, debitul respirator la antrenați ajunge la 150-180 litri pe minut față de 80-100 de litri pe minut la sedentar. Consumul de oxigen în timpul efortului este mult mai mare la cei antrenați datorită adaptării respirației și circulației, cât și a creșterii coeficientului de utilizare a oxigenului din sângele arterial. Dacă în repaus consumul de oxigen este egal la antrenați și neantrenați, în efortul maximal, aici este foarte important, da? La antrenament, se poate ajunge la 5.000 de ml pe minut și circa 350-3.500 de litri la cei neantrenați. Capacitatea vitală, la cei antrenați ajunge la valori de 6.500-7.000 de litri. Cele mai ridicate capacități vitale sunt evaluate în canotaj și în not, ca dovadă cât de eficiente pot fi acele activități în apă. În concluzie, te rog înapoi, da? În concluzie, dacă a antrenat și neantrenat sunt supuși la un efort în aceleași condiții, se observă că aparatul respirator al celui antrenat lucrează mai economic. Adaptarea aparatului respirator la efort, la cei antrenați, se face mai rapid decât la cei neantrenați, iar revenirea după efort se realizează într-un timp mai scurt. Ok. Am să mă leg aici puțin de ce se întâmplă în cazul în care avem, da, un abdomen, da, balonat, da, din diferite cauze. Că e obezitate, că e, da, chiar constipație cronică, eu știu, poate și probleme digestive. Mie îmi ridică și mi împinge diafragmul în sus. Împingând un diafragm în sus, eu deja am un blocaj, da, și o respirație superficială. Și din nou, repet, fără aer nu pot să am pretenții de la corpul meu și de fapt de aici pleacă de fapt o sumedenie de patologie. Aici câteva exemple, da, de cum ar trebui să facem exerciții banale, da,
de inspir și expir cu conștientizare. Da? O mână pe abdomen, stând pe scaun, da? Tragem puternic aer încât să se baloneze, da? Peretele abdominal. Aici este un exercițiu din decubit dorsal. Da? Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnul profesor. Mulțumesc și eu. Dacă mai aveți întrebări... Vă rog, spuneți-mi, vă răspund. Nu mai puneți. Așa, referitor la... la imagine, nu? Cu aceasta încheiem pentru seara aceasta și așa am depășit cu mult ora tot programul de la 4 la 6. Însă sper că v-ați simțit bine, că ați avut ce învăța și vom continua cu lucrările. Sperăm să fi fost o experiență plăcută. Doamna președintă, mai aveți ce faci, doamna președintă? Doamna președintă. Microfonul. Vreau să vă felicit pe toți cei care ați avut lucrări și pe cei care, o să spun, nu ați avut lucrări, dar sperăm că la sesiunea din luna mai o să îmbunătățim un pic plaja de lucrări și articole de cercetări. Vreau să felicit elevii, vreau să felicit cadrele didactice și vreau să felicit coordonatorii. Acolo în colț mă uit și la Mihaiana, care a mai rămas, colega noastră, profesor de psihologie. Vreau să o felicit pe doamna profesor aici, mi-a plăcut lucrarea dumneavoastră și o să vă întreb ce specializare aveți imediat în pauză. Deci asta cu vise vă întreb. Mulțumim, o să spun, partenerilor de la Colegiul de Medicină Boalți. Felicitări, domnule Soare. Și noi mai continuăm și mâine. Dacă mai apar solicitări, noi suntem aici. Mulțumim frumos mass mediei, la eu așa vă numesc, partenerilor noștri de la Onești, cu care am înțeles de la domnul jurist că o să fie în cel mai scurt timp un parteneriat mult mai consistent. Și vreau să ne vizitați mai des și la școală altfel, da? Cu elevii dumneavoastră. Îl felicit pe George, o prezentare de excepție. Spunea doamna profesor acolo în colț, doamna profesor Mihaela Duma, că a stresat-o cu întrebări și cu... a fost chiar o preocupare, o implicare și mi-a plăcut. Fiindcă n-am putut zilele astea să trec printre picioarele voastre pe aici, de să-mi fac treaba. Și vă mulțumesc la toți, doamne director, pentru ideea acestui simpozion. Cum spuneam și astăzi la Filarmonica Mihail Jora, este creația doamnei director și vreau să o felicitați. Încă o dată. Implementarea și mulțumesc și sponsorilor noștri, că fără dumnealor poate nu ar fi fost de așa amvergură. Și cui trebuie să mai mulțumesc? Dumneavoastră. PR-ului aici de față, dar colegii noastre Andra. Am felicit și pe Anca, că a mai rămas din staff-ul. Felicit și pe domnul jurist aici de față, o să spun domnul profesor, care și statul de profesor aici la noi, și doamna doctor, ce să vă mai felicit, că dumneavoastră sunteți de-al casei, vă spun în culise, da? Mulțumim frumos! O poză de-a